Mariuța mea o melodie la studio acolo la ei și că și lui Maria a pus-o, băi, pentru mine, pentru mine mă interesează de studio, mă, îmi fac eu cu de curând cel mai tare studio din România. O să vedeți, o să vedeți. Ca să vedeți și voi ce răutate. Bun, trecem peste. Aici e prima variantă. A doua, au venit alții pe lângă și mi-au dat foc, domnule, că nu l-am ajutat. Dacă voi credeți că nu l-am ajutat eu pe Leo ăsta, scrieți voi aici și jurați voi pe cine vreți voi, dacă voi credeți, jurați-mă pe mine, dacă voi credeți că nu l-am ajutat eu pe omul ăla cândva. Sunt obligat să spun chestia asta, că poate mai știți dacă l-am ajutat și pe câți nu i-am ajutat. Câți n-a venit la mine? Uitați-vă, mă, pe net-uri de-astea. Nu mai contează. Eu mi-am cerut scuze la fetele alea, alu Șorici, atât, și la Șorici. El, până la urmă, Șorici știe sufletul meu, știe că n-am făcut nimeni rău. Dacă am greșit vreodată, am greșit cu viața mea. Ceea ce caut să mi-o repar. Caut nu să ajung cu numărul 1. Eu caut să trăiesc de acum încolo pe bune, lângă cine merită. Caut de acum încolo să stea lângă mine doar cine merită. Caut de acum încolo să stau doar la să stau doar lângă cine merit. Da. Și încă o dată, România, iartă-mă că mi-am pierdut cumpătul la nervi. România, înțelege-mă, România, înțelege-mă, România, pe te rog frumos, România, vreau să mă înțeleg.